Eveniment de dezvoltare pentru voi, care are denumirea de Ziua Carierei la Banca Națională a Moldovei. Evenimentul respectiv se desfășoară în format hibrid, deci avem participanți care vă vedem aici în sală, în format fizic, și avem și participanți online pe care îi salutăm pe această cale. Totodată vrem să vă mulțumim că ați dat curs inițiativii noastre de a participa la evenimentul nostru, că suntem deja la a doua ediție a evenimentului Ziua Carierei la Banca Națională și vă vedem și de această dată la fel de curioși și interesați de evenimentul dat. Eu mă numesc Luminița Martin, activez la Banca Națională de 6 ani și sunt parte din echipa de dezvoltare resurse umane. Și, respectiv, cum am anunțat și anterior, evenimentul dat are ca scop promovarea domeniului băncii centrale și, totodată, vrem să vă punem la cunoștință și posturile noastre vacante care le avem în Banca Națională și o să fim foarte bucuroși dacă o să manifestați cât mai multă inițiativă, curiozitate în cadrul evenimentului dat. Pentru astăzi avem planificat o agendă destul de complexă și riguroasă. Așa cum ați văzut și în agendele dumneavoastră, avem ateliere de lucru și vă rugăm să fiți activi, cât mai activi, să acordați întrebări și să manifestați interes pentru informația relatată în exclusivitate pentru dumneavoastră. În continuare, am să-l invit alături de noi pe domnul guvernator Octavian Armașu să deschidă oficial acest eveniment și să ne zică un cuvânt de salut în cadrul acesteia. Mulțumesc! Bună ziua! Se aude? Bună ziua! Bine ați venit la Banca Națională, cei care sunt prezenți în sală, cei care sunt online. Mă bucur foarte mult că este atât de mare interesul față de evenimentul de astăzi, prin faptul că sunteți aici, că sunteți mulți. Noi avem și noi interes foarte mare, sper interesele noastre să se întâlnească. De ce cred eu că e bine că ne-am întâlnit astăzi? Este al doilea eveniment deja, rezultatele au arătat că primul eveniment a fost de în beneficiu tuturor și sper că cel de astăzi să fie continuarea acestei tradiții. Noi am venit venim la dumneavoastră cu un mesaj de invitație. Invitație de a vă gândi serios să vă faceți cariera în Banca Națională a Moldovei. Și acum să încerc să vă conving că acesta este locul foarte potrivit pentru mulți dintre voi de a se lansa în această, de a-și lansa cariera aici. Noi, într-adevăr, suntem în căutare permanent de specialiști tineri cu precădere academică în domeniul băncilor și finanțelor, economiști, matematicieni, ingineri în tehnologii informaționale și credem că noi în Banca Națională putem să le oferim acestor specialiști o pistă bună de lansare. O pistă bună unde oamenii pot să-și dezvolte mai departe cunoștințele. Noi oferim, avem instrumente foarte bune de dezvoltare profesională pentru fiecare angajat. Angajații au posibilitatea de a participa la programe de instruiri internaționale, inclusiv peste hotare Republicii Moldova, să devină cu adevărat profesioniști și să-și continue să crească și în Banca Națională, dar eventual și în alte instituții în afara Băncii Naționale, inclusiv și în sectorul privat și în instituții internaționale. Avem o sumedenie de cazuri de astea. Cererea noastră de cadre noi este mare și așteptările sunt mari. Știți că Banca Națională acum urmează să preia mai multe responsabilități de supraveghere. Mă refer la supraveghere sectorului de asigurări, supraveghere sectorului de instituții financiare nebancare. Ni se lărgește mandatul nostru de stabilitate financiară. Respectiv, o să avem nevoie de cadre noi. Noi vrem să dezvoltăm mai departe dimensiunea de fintech, dimensiunea de sisteme de plăți,
incluziunea financiară, educația financiară, și aici avem iarăși nevoie de oameni care să vină să lucreze cu dăruință, cu entuziasm și cu abnegație, dacă doriți. Pentru că așa muncim noi la Banca Națională. Vă asigur că dacă veniți în Banca Națională, vă se nimeri într-o echipă de profesioniști. Echipă de profesioniști cu experiență, care au trecut deja prin multe, care au gestionat nu o singură criză, care au reușit să dezvolte mai multe segmente a industriei financiare din Republica Moldova. Și faptul că băncii naționale i se atribuie și mai multe competențe, este încă o dovadă că Banca Națională este instituția care cu adevărat știe să livreze, știe să implementeze politici, știe să implementeze reforme. Și dacă vreți să deveniți o parte a unei echipe de profesioniști, echipe de succes, iarăși vă invit la noi. Această echipă de la această echipă de profesioniști vă-ți învăța lucruri pe care nu le puteți învăța din cărți. Lucruri pe care așa numitul silent knowledge, cunoștințe care nu se învață din cărți, poți să le înveți numai stând alături de un profesionist, de un meseriaș care deja știe bine meseria. Și aici iarăși, eu cred că noi avem foarte mari avantaje ca angajator. Știu că mulți dintre dumneavoastră acum trebuie să-și caute posibilitatea de a avea o practică înainte de absolvire. Cei care au absolvit, posibil, sunt în căutare de locuri de muncă. Deci eu vă invit să trimiteți cereri, să vă interesați, să aplicați la posibilitatea de a face o practică aici la Banca Națională, că asta iarăși e o posibilitate foarte bună de a înțelege mai bine, pe de o parte, ce este Banca Națională și cum se muncește aici, dar și probabil că vă mărește și șansele de angajare în eventualitatea în care decideți să aplicați la un job în Banca Națională. Sper că v-am convins. Noi suntem încă o dată foarte bucuroși că ați venit să participați la acest eveniment. Colegii mei vă vor povesti mult mai multe. Eu încă o dată ne urez succes tuturor în acest eveniment și sper să fie o discuție interesantă și pentru cei prezenți aici, dar și pentru echipa Băncii Naționale, să învățăm de la voi multe. Mulțumesc și mult succes! Mulțumim foarte mult domnului guvernator Octavian Armașu pentru această prezentare și în continuare am să-l invit alături de noi pe colegul nostru Mironov Artur ca să ne vorbească despre Banca Națională în calitatea sa de angajator, beneficii, avantaje și tot ce poate oferi mai bun BNM. Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Mironov Artur, sunt șeful Direcției Dezvoltare Resurse Umane. În cadrul Băncii Naționale am venit în 2013, de atunci am avut onoarea să fiu acceptat la practică. Din câte vedeți, mi-a plăcut. Totodată, atunci am aplicat pentru o funcție, era perioada determinată, fiindcă și normal că noi eram studenți și nu aveam o experiență. Bine, acum o să mergem mai departe și o să vă povestesc ceva interesant despre Banca Națională. Deci, nu știu dacă v-ați pus cândva vreodată întrebarea dacă în cadrul Băncii Naționale activează mai multe doamne sau bărbați, să știți că avem cu 10% mai multe doamne, domnișoare. La funcție de conducere este destul de ok, avem 11 la 11, deci 11 bărbați și 11 femei, iar dacă este să vorbim despre funcții manageriale, deci toate funcțiile manageriale, atunci iarăși cumva doamnele sunt înainte. Am iarăși câte ceva interesant din punct de vedere a statisticii. 50% din angajați au vechime de până la 6 ani, deci cel sânge nou, acele viziuni noi, iar altă parte, deci celelalte 50% din angajați au vechime de peste 7 ani. Deci acolo merge vorba despre continuitate. Deja fac și eu parte din ăștia cu peste 7 ani. Deci retenția medie este de 10 ani în cadrul Băncii Naționale. Iar fluctuația voluntară are o cifră de 8,14. Din punct de vedere a resurselor umane sunt niște cifre foarte bune. O să vă rog să vă amintiți puțin de anul 2020.
atunci când a fost, așa, hai să spun, COVID-ul, când a venit peste noi, cu toții ne-am adaptat și știu, din câte mi-amintesc, chiar și universitățile, voi tot ați trecut în format online, pentru instituție a fost destul de dificil, dar noi ne-am ajustat și, de asemenea, am activat, deci 50 la 50, cineva la distanță, cineva în online. Ca până acum, în 2022, 20% din angajații băncii naționale să lucreze la distanță și 80% la sediu. Haideți să vă explic puțin așa mai practic ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Este că pe parcursul unei săptămâni, fiecare angajat poate să lucreze o zi la distanță. Deci astăzi 20% din angajați sunt la distanță. Așa, bine, meu este foarte activ pe social media, bănuiesc, cunoașteți chestia asta și desigur că probabil că de acolo și ați aflat despre acest eveniment. Noi avem Instagram, avem Facebook, suntem prezenți chiar și pe Twitter, pe LinkedIn și acum mergem și live pe YouTube. Da, desigur că mai multe informații găsiți pe site-ul oficial Băncii Naționale, bnm.md. Și tot aici o să găsiți un capitol destinat resurselor umane, unde cu ușurință, la un click distanță, găsiți toată informația despre o carieră frumoasă în cadrul Băncii Naționale. O să aveți politica de personal din cadrul Băncii Naționale, deci un capitol pentru recrutare și un capitol pentru stagii de practică. Și desigur o galerie foarte frumoasă, video și foto. Vă invit pe toți să o priviți. Acum o să vorbesc despre recrutare ulterior deja. Când faceți un click pe recrutare, o să aveți mai multe domenii. Domeniile Băncii Naționale, cu siguranță în fiecare domeniu sunt funcții vacante de care are nevoie Banca Națională și dumneavoastră o să găsiți câte ceva interesant fiecare pentru el. Vreau să vă atrag atenția la niște chestii foarte importante atunci când aplicați la o funcție, să atrageți atenția la cerințele minime obligatorii. Luați CV-ul dumneavoastră și vă uitați, este nevoie de experiență sau nu este nevoie de experiență. Este nevoie să cunoașteți limba engleză la un nivel avansat sau mediu, fiindcă noi credem că fiecare persoană este bună pentru ceva, respectiv fiecare dintre voi cu siguranță are un post la care poate aplica. De asemenea, vă rog să atrageți atenția și la termenul pentru depunere a CV-urilor, acel deadline, fiindcă de multe ori lumea vede un post vacant, dar el expiră. Deci fiți foarte atenți la data când el expiră și atrageți o deosebită atenție la bibliografie, fiindcă atunci când veniți la concurs trebuie să fiți pregătiți. Și în cadrul interviului se întreabă, sunt întrebări din acea bibliografie și de asemenea și testările când se fac de asemenea pe bază de bibliografie. BNM-ul vă oferă o șansă foarte mare de a aplica, respectiv dumneavoastră puteți aplica atât pe format hârtie, da, cu CV-ul să veniți la bancă, puteți să aplicați la un e-mail în cadrul Băncii Naționale, o să vă arăt acolo și e-mail-ul, și totodată puteți să aplicați și la acel formular online care îl avem noi elaborat. Noi vă încurajăm să completați acel formular, deoarece el ne răspunde la foarte multe întrebări care noi le-am avea în parcursul interviului, de exemplu, fiindcă nu toate CV-urile, da, Europass și altele ne răspund la careva întrebări, fiindcă noi suntem o instituție cu un statut special și avem nevoie de puțin mai multe informații. Așa, și despre stagiile de practică, iarăși avem o pagină destinată unde este foarte, foarte bine descris toți pașii. Eu am schițat câte ceva pentru dumneavoastră aici. Este nevoie de un CV, de o scrisoare de intenție către adresatul guvernatorului Băncii Naționale, un document care ateste, precum într-adevăr, sunteți angajat, am vrut să spun, că sunteți student în cadrul unei instituții și copia unui buletinului, într-adevăr, sunteți dumneavoastră persoana, și o notă medie de 8 sau mai mare. Așa, și dacă aveți careva întrebări, vă încurajez să ne scriți la recrutarea@bnm.md. Așa, ceva dați statistice. Perioada anului 2022-2021 avem în jur de 33 de studenți care au fost acceptați la practică în cadrul Băncii Naționale și 8 studenți au fost din afara țării. Desigur că experiența în cadrul Băncii Naționale este una unică, și avem nevoie de multe instruiri
Și noi avem așa ceva și avem instruiri în soft skills și avem și instruiri în hard skills. Deci avem dezvoltare și consolidarea competențelor profesionale ale angajaților, cât și dezvoltare și consolidarea abilităților manageriale în comportament. BNM încurajează financiar obținerea certificatelor și menținerea acestora. Deci vorbim de CFA, ACCA, ISACA, CRISC și multe alte certificări internaționale. Datorită la aceste certificări internaționale și puteți avansa mai ușor în post și desigur că aveți și o experiență destul de frumoasă. De asemenea, încurajăm studierea limbii engleze, avem instruiri în țară și instruiri în afara țării, noi avem diferite agreementuri semnate cu alte bănci centrale, fiindcă doar așa putem căpăta experiență, și instituții financiare internaționale. Eu o să vă dau câteva exemple, da? Când mergem în Italia, Austria, Turcia, Olanda, Polonia, SUA, Marea Britanie, deci practic în toate țările unde au bancă centrală, dar toate țările au bancă centrală, da? Ok, mergem mai departe, mergem la conferințe, la ateliere de lucru, diferite schimburi de experiență, la seminarii și la cursuri. Deci parcursul anului 2022, în jur de 77% dintre angajați au beneficiat de diverse forme de instruire în cadrul băncii naționale. De asemenea, am schițat câteva beneficii. Pentru voi ele sunt destul de multe, dar eu așa am luat careva care am putut să le reliefez. Este o experiență profesională într-o bancă centrală, desigur că. Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală. Este un mediu de muncă modern și prietenos. Avem flexibilitate în programul de muncă și o atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști, desigur că. Cu BNM puteți crește profesional, asta orice angajat al Băncii Naționale cu siguranță o să vă comunice. Eu vă invit pe toți la următoarea etapă a acestui eveniment. Vă urez o zi bună și vă mulțumesc! Mulțumim, Artur, foarte mult pentru prezentare și aceste detalii care sperăm noi că vă sunt curioase și interesante pentru voi și o să manifestați cât mai multă inițiativă la aplicarea acestor posturi vacante, dar și a stagiilor de practică în Banca Națională. În continuare, o să vă invităm să vizionați un video pe această tematică, după care deja o să inițiem panelele discuții și vă rugăm să pregătiți lista de întrebări, unde o să aveți ocazia să aveți o discuție față în față cu experții de la Banca Națională. Așa, în câteva minute deja o să rulează și videoul tematic. Vizionare plăcută! Am resimțit că, într-adevăr, lucrul, cunoștințele pe care le-am, au produs un impact pozitiv asupra dezvoltării economice și a stabilității financiare a țării. Banca Națională este o instituție unicală în Republica Moldova. Ea oferă posibilități de avansare în carieră. Vă aștept să devenim colegi la Banca Națională, unde există oportunități numeroase pentru fiecare. Și sunt angajat Banca Națională a Moldovei la Departamentul Tehnologiei Informaționale. Făcând practică în BNM, am rămas impresionat și am decis
că este, acesta este loc unde eu pot să dezvolt profesional. Vă așteptăm în echipă, bine! Absolut interesați să vă răspundem la toate întrebările voastre și să avem un dialog cu adevărat constructiv. Așa, putem să luăm loc cum este. Ok, cred că o să începem cu prezentarea experților băncii naționale. Și eu o să iau treptat. Deci, de lângă mine este doamna Zabolotni Natalia, care este director departamentului Strategie, Organizare și Resurse Umane. Domnul Savin Daniel, care este director departamentului de Piețe Financiare. Alăturat este doamna Galina Berzădeanu, care este șef de direcție în cadrul departamentului de Reglementare și Autorizare. Mai departe este doamna Aftudov Diana, care este director departamentul Supraveghere Bancară. Și următorul este domnul Radu Gagea, director departamentului Tehnologii Informaționale. Așa, și cred că o să începem cu întrebările care au venit de la voi, deci de la participanții care s-au înscris cu prezență fizică. Și am selectat careva dintre ele, le-am cumulat întrebările astfel încât să avem o comunicare cât mai complexă, dar și constrânsă în timp cumva, să nu ne extindem foarte mult. Și cred că o să începem cu prima întrebare, care se adresează către doamna Zabolotni și este: doamna Natalia, care ar fi oportunitățile de angajare la Banca Națională? Înțeleg că este un subiect de interes pentru ședința de astăzi. Bună ziua tuturor! Sper că mă aud. Da, ne bucurăm extrem de mult că sunteți oaspeții noștri astăzi și chiar v-am așteptat cu drag, pentru că noi suntem deschiși pentru a aduce mai multă informație despre activitatea Băncii Naționale pentru cei curioși să o afle. Pentru că cei care fac studii, așa după cum a spus și domnul guvernator, e una să faci studii și să studiezi aspecte care țin de teorie și este mult mai interesant să vezi cum ele se aplică în practică. Și asta o să aveți ocazia astăzi în cadrul atelierilor de lucru pe care le avem noi organizate în cadrul acestui eveniment și colegii noștri o să vă arate foarte multe curiozități și aspecte practice despre activitatea lor nemijlocită. În ceea ce ține de oportunitățile de angajare la Banca Națională, ele sunt foarte multe. Vă îndemnăm, după cum și colegul meu Artur a făcut-o, să vizitați pagina noastră de profil la partea de meniu ce ține de cariere și o să vedeți acolo multe domenii în care noi căutăm talente. Noi căutăm oameni curioși,
care au potențial și vor să se dezvolte. Noi știm, suntem foarte, sau avem o claritate asupra faptului că noi nu putem găsi specialiști gata, pregătiți în piața muncii, pentru că activitatea băncii naționale este una specifică unei bănci centrale și respectiv nu avem de unde să găsim specialiști gata, pregătiți pentru a veni la Banca Națională. De aceea, noi întotdeauna căutăm talente și potențial și dorințe de a învăța. Deci, licăr în ochi. Dacă aveți licăr în ochi, vă invităm la noi. Domeniile sunt diverse, de la politică monetară, piețe financiare, supraveghere bancară, reglementare și autorizare prudențială, până la direcții juridice, domeniul juridic, de exemplu, tehnologii informaționale, securitate informațională, guvernanță și organizare, evidență contabilă și raportare financiară, deci domenii diverse. Și sunt sigur că fiecare dintre voi își va găsi un domeniu care este pe placul și potriva inimii sale. Deci, important este să alegeți un post vacant potrivit de pe site-ul nostru și, totodată, pentru cei care sunt studenți și nu au finalizat încă studiile, vă invităm cu mare drag la stagiile de practică în cadrul Băncii Naționale. La fel, vă puteți alege orice domeniu care vă este pe placă inimii. Și noi, cu mare drag, vă așteptăm la BNM. A, mersi mult pentru răspuns. Așa, și o să mergem la numărul 2 și cred că o să mergem în zona financiară la dumneavoastră, domnul Savin, cred că o să adreseze această întrebare. Care, dacă am intra în Uniunea Europeană, Moldova ar trece? Avem așa o curiozitate. Da. Bine, vreau și eu să vă salut la Banca Națională, să vă spun și să fie că BNM este o instituție în care vrei să lucrez și eu aici lucrez din anul 98. Și îmi place. Dacă să revin la întrebare, da. Deci, în anul 1992 a fost semnat tratatul de la Maastricht, în care este menționat că orice țară care aderă la Uniunea Europeană trebuie să adopte euro. Însă, în același tratat, nu este menționat când trebuie să o facă. Respectiv, știm cu toții că chiar și astăzi, din 27 țări membre, doar 20 sunt în zona euro. Restul sunt obligate să treacă la euro, dar trebuie în primul rând să îndeplinească anumite condiții de convergență pe partea monetară și fiscală. Dar și sunt țări ca Danemarca, de exemplu, care au optat pentru a nu adera la euro. În urma unui referendum, eu negociat cu țările membre ca să nu adere, ei nu vor adera niciodată la euro. Deci, răspunsul este că, da, Moldova, când o să devină membru Uniunii Europene, trebuie să adopte euro, însă doar în baza deciziei proprii și doar când va îndeplini condițiile necesare. Poate exemple concrete, de exemplu, Bulgaria, România, Ungaria, Cehia, degrabă să suplinească 20 de ani de când au aderat la Uniunea Europeană și încă nu au adoptat euro. Da, mulțumesc pentru acest răspuns destul de amplu și desfășurat și cu exemple din acest domeniu. Și cred că o să rămânem la fel la dumneavoastră, pentru că avem o întrebare de interes despre cursul valutar. Și anume, prin ce este cursul valutar? Da, mersi. Este o întrebare care, cel puțin noi când participăm în diferite forumuri de educație financiară sau la evenimente de tipul ăsta, ea este prezentă. Da, BNM este văzută ca o instituție care stabilește cursul oficial, dar sunt multe lucruri interesante care sunt la BNM și vă îndemnăm să încercați să le căutați, că într-adevăr sunt lucruri frumoase și interesante. Referitor la cursul oficial, el este calculat zilnic. BNM calculează cursul oficial în fiecare zi lucrătoare și îl stabilește pentru următoarea zi lucrătoare. De ce? Când o să căutați informații despre curs, puteți să vedeți și în zilele de weekend. El este aplicabil în ziua lucrătoare precedentă. Până la matematică, cursul se calculează în baza tranzacțiilor efectuate în piață, în special cu băncile licențiate, atât între bănci cât și cu clienții, și noi îl stabilim față de dolarul SUA. Deci, în fiecare zi,
se cumulează toate tranzacțiile din piață, se calculează o rată medie ponderată acestor două tranzacțiilor de cumpărare și vânzare și se obține curs oficial pentru dolarul SUA. Și la ora 2, BNME fixează ratele dolarului SUA față de celelalte valute și începând cu ora 4, cursul oficial este disponibil pe pagina web pentru toată lumea, utilizând aceste metode de calcul. Așa pe scurt. În atelierul de după masă, colegii o să vedea informații mai multe despre cursul oficial, așa că vă îndemnăm să veniți și la acest atelier și să dați întrebări suplimentare dacă, dacă ceva nu o să fie clar. Eu cred că ne-am plătit interesul cum se calculează cursul valutar și cred că după acest eveniment o să avem poșta plină de doritori de a face stagiu la piețe financiare. Și în continuare o să mergem cu următoarea întrebare și cred că se referă la doamna Departamentul de Spunere Bancară. Gure, sunt în ziua de azi băncile de Republica Moldova. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Referitor la sectorul bancar, vreau să vă spun că băncile în Republica Moldova sunt bine capitalizate. Deci fondurile proprii la bănci sunt la nivel foarte înalt și respectiv asta se reflectă și în rata fondurilor proprii care este la 31 decembrie 2022, reflectată la nivel de 29,5%, dacă comparăm cu cerința minimă care este 10%. Totodată, rata fondurilor proprii, inclusiv și cerințe față de amortizare de capital, tot este respectată de toate băncile. Și ce asta înseamnă? Asta înseamnă că băncile au suficient capital pentru a răspunde la toate riscurile care ies din activitatea lor. În anul 2022, băncile au înregistrat profit, toate băncile, și comparativ cu anul precedent, acest profit este în creștere. Acest profit a fost redirecționat mulți ani la rând, parțial sau totalmente, în capitalul băncii. Prin asta tot a fost crescut nivel de capitalizare la bănci și respectiv băncile au devenit mai stabile. Ce ține de lichiditatea, vreau să menționez că cerințele față de lichiditate tot sunt respectate de toate băncile și asta înseamnă că băncile dispun de sursa adecvată de finanțare pentru a acoperi toate necesitățile de lichiditate. Cam asta este răspuns pe scurt la întrebarea dată. Mulțumesc! Mulțumesc! Așa cred că se aude. Folosesc un radio, un microfon din ăsta radio. Am să rog colegii dacă pot să închidă la valiera. Așa, mulțumesc. Mersi mult, doamna Hutov, pentru acest răspuns. Țin să menționez că în formulare au fost destul de multe întrebări pe acest aspect și noi am încercat să le cumulăm sub acest format a întrebării. Și în continuare o să mergem cu următoarea întrebare către doamna Berzedeanu, domeniul de reglementare și autorizare, și anume, care este mecanismul de creare și reglementare de funcționare a băncilor? Se aude. Vă spun bună ziua tuturor și referitor la întrebarea ce ține de instituirea și reglementarea unei bănci, eu o să mă încerc să fiu succintă, fiindcă aici este foarte mult de povestit. Începem cu instituirea unei bănci, asta este un proces complex, foarte complex. Și se soldează cu obținerea unei licențe. Procesul respectiv este constituit din două etape, obținerea aprobării prealabile a băncii naționale și însăși obținerea licenței. Pentru a obține o licență este necesar de îndeplinit multe cerințe. Să începem, hai, cerințe față de capitalul băncii, care este în legea privind activitatea băncilor reflectată nivelul acestuia. Plus la asta sunt cerințe față de acționarii cu detineri calificate,
De asemenea, trebuie să obțină aprobarea băncii naționale. Deținerea calificată conform legii activității bancare este de la 1% și mai mult. La fel sunt cerințe față de organul de conducere a băncii și persoanele care dețin funcții cheie. Pentru toate aceste cerințe sunt reglementări separate, ceea ce ține de obținerea licenței, ceea ce ține de obținerea aprobării pentru deținere calificate și a treilea regulament este regulamentul care conține cerințe față de organul de conducere a băncii și persoanele care dețin funcții cheie. După intrarea pe piața unei bănci, adică după instituirea băncii, ea este obligată în permanență să se conformeze tuturor cerințelor prudențiale prevăzute de legea privind activitatea băncii și reglementările elaborate de BNM pentru executarea legii respective. Este evident faptul că avem o gamă largă de cerințe prudențiale pe care băncile trebuie să le respecte, începând cu fondurile proprii, cerințe față de lichiditatea băncii, cerințe față de persoanele afiliate, față de expunerile mari. Sunt reglementări ce ține de riscurile de piață, riscul de credit, multe, multe alte cerințe prudențiale. Pentru cerințele prudențiale, la fel, sunt reglementări separate, unde sunt expuse limitele și componentele acestor indicatori. Iată, pe scurt, cam în ce constă reglementarea activității bancare. Da, vă mulțumim! Mulțumim! Pe scurt, dar și foarte complexă, cumva, desfășurarea acestui domeniu de activitate, care cu siguranță este unul din domeniile de bază a băncii naționale și unul foarte important. În continuare, o să mergem cu următoarea întrebare și este către domnul Radu Gagea. Și anume, întrebarea sună în felul următor. Cât de dezvoltat este domeniul IT în Banca Națională a Moldovei? Probabil întrebarea asta vine de la cei prezenți în domeniul IT. Mulțumesc pentru întrebarea. Domeniul IT este unul bine dezvoltat în Banca Națională, deoarece tehnologia informației este o resursă strategică pentru Banca Națională. Și în primul rând pentru exercitarea misiunii sale și pentru atingerea obiectivelor sale strategice. Sistemul informațional al Băncii Naționale este unul foarte complex, cu un ecosistem TIC bine dezvoltat. Avem un mediu complet virtualizat, cu două data centre distribuite, cu circa 280 de mașini virtuale, peste 100 de aplicații, servicii TIC, gestionăm și infrastructuri critice, cum este, de exemplu, sistemul automatizat de plăți interbancare, cum este depozitarul central unic. Avem și un nivel înalt de digitalizare a proceselor interne, aș spune cu o rată de circa 70%, un circuit electronic de documente, lucrăm cu așa furnizori de servicii TIC cu renume mondial, cum sunt Microsoft, Oracle, SAS, VMware, Citrix și mulți alții. Acordăm o atenție deosebită inovării tehnologice, securității cibernetice neapărat, continuității și rezilienții serviciilor noastre. În vizor chiar avem niște proiecte cu componente de inovație care vor urma în perioada următoare. Aș menționa aici plățile instant, subtech, big data. Considerăm că Banca Națională este un angajator de perspectivă care oferă
mari, chiar foarte mari oportunități de dezvoltare profesională și o creștere profesională în continuare. Vă invităm să depuneți CV-urile pentru posturile care le avem vacante. Mulțumesc! Mersi, domnul Radu, atât pentru clarificare, cât și prin încurajarea care ați manifestat-o acum către participanții noștri. Totodată o să mergem, cred că, mai departe cu următoarea întrebare și iarăși ne întoarcem la domnul Savin. Și următoarea întrebare sună în felul următor. Cum au fost formate rezervele valutare ale Republicii Moldova? Da, mersi. Da, deci Banca Națională gestionează rezervele valutare ale statului. Cine nu cunoaște, la moment ele sunt peste 4,5 miliarde dolari SUA. Ele au apărut la Banca Națională sau în Moldova odată cu formarea Băncii Naționale în anul 1991, dar primele sume mai considerabile au venit odată cu primul program cu FMI în anul 93. Istoric, când s-a format Banca Națională, a preluat careva active de la așa numite bănci de stat, însă la acel moment rezervele constituiau mai puțin de 1 milion de dolari. Astăzi ele sunt 4,6 miliarde, iar sursa principală de formare sunt, după cum am spus, așa numite credite, granturi din partea donatorilor sau partenerilor de dezvoltare, dar și intervențiile pe care le face Banca Națională pe piața valutară. Banca Națională intervine pentru, în special, în cumpărare, pentru a diminua volatilitatea pe piața valutară, astfel acumulând aceste rezerve. Drept exemplu, pe parcursul la 20 de ani, BNM pe net a cumpărat circa 1,6 miliarde de dolari SUA. Deci, răspunsul este că tot surplusul de valută care se formează în țară este achiziționat către Banca Națională și, respectiv, când este deficit de valută străină, Banca Națională vinde din aceste rezerve. Scopul lor principal este de a asigura deficitele apărute în piață, în special datorită deficitului balanței de plăți. Cam atât pe scurt. Iarăși, vă îndemn, în cazul în care ați participat în următoarele paneluri, să veniți cu întrebări suplimentare pe acest domeniu. Da, mulțumim foarte mult! În continuare, așa cum tematica evenimentului nostru de astăzi este despre carieră la Banca Națională, o să mergem cu o întrebare la doamna Zabolotnei și sună în felul următor. Care sunt etapele în dezvoltarea carierei în domeniul financiar bancar? Cu siguranță că fiind la BNM, am să vă spun că un start al carierei la BNM este probabil cel mai de succes start în carieră. Dacă sunteți studenți, după cum am mai spus, ar fi să începeți această carieră cu un stagiu de practică la noi. Dacă deja aveți finisate studiile, atunci să aplicați pentru a ocupa un post vacant. Respectiv, dacă deveniți câștigător al concursului, aici începe traseul de carieră în Banca Națională. Avem diverse oportunități de carieră, atât pentru cei care nu au experiență, cât și pentru specialiștii cu experiență bogată în domeniul de activitate pe care îl au. Ceea ce este cheia succesului într-un traseu de carieră dorit este dorința de a dezvolta profesional capacitățile fiecăruia. Deci, doar că prin dezvoltare profesională noi asigurăm o creștere în carieră în cadrul Băncii Naționale. Și deși avem o structură, sau tindem să o avem destul de aplatizat, ceea ce înseamnă un număr nu foarte mare de manageri, totodată avem trasee de carieră atât pe orizontală cât și pe verticală. Deci aveți ocazia să beneficiați de mobilitatea internă în cadrul Băncii Naționale, ceea ce semnifică că puteți avea o anumită experiență într-un domeniu, ulterior, dacă vreți să vă dezvoltați în altul, aveți iarăși șansa de a participa la concursurile noastre și de a migra în alt departament, astfel încât să aveți o experiență cât mai bogată de lucru, să aveți cunoștințe vaste și să vă fie interesant la noi. Totodată, iarăși,
ce vă asigură un traseu de carieră frumos este și participarea în cadrul proiectelor majore ale Băncii Naționale, pe care le avem multe, după cum a expus și Radu Gage astăzi, și anume participarea în proiecte și în diferite situații de gestiune a crizelor, cum spunea guvernatorul, atunci se călește oțelul și atunci se simte o creștere profesională proprie, precum și un traseu de carieră frumos în cadrul Băncii Naționale. Avem exemple multiple, după cum a spus și Daniel. Deci, când am intrat în Banca Națională la nivel de expert și lucrând asidu și cu dedicație și abnegație, am ajuns, deci sunt trasee de carieră extrem de frumoasă în Banca Națională. Și credeți-mă că cei care lucrează aici mult timp o fac din plăcere. Mersi, doamna Natalia. Vrem să confirmăm și noi pe această cale, eu și colegii mei suntem printre cei care confirmăm cu siguranță acest lucru, având în vedere că este primul job la Banca Națională și continuăm să o facem cu drag aici, iar asta este cea mai bună demonstrație că aici lucrurile se întâmplă într-un mod frumos și armonios. Și acum o să mergem mai departe la următoarea întrebare, care sună în felul următor. Ce metode aplică BNM pentru diminuarea inflației curente? Cred eu că este un subiect de interes în perioada în care ne aflăm. Domnul Savin? Da, mersi. Bine, eu am să adaug puțin la ce ai spus anterior. Nu doar încep cariera la BNM, dar încep cariera la BNM, pleacă în alte instituții și revin la BNM, asta e cazul meu. Referitor la inflație, da, știm cu toții că obiectivul fundamental al Băncii Naționale este menținerea stabilității prețurilor și BNM folosește tot instrumentariul pentru a încerca să utilizeze instrumentele sale pentru a aduce inflația în coridor. Deciziile de politică monetară luate în anii precedenți, din înăsprirea politicii monetare, au fost îndreptate pentru a diminua inflația și vedem deja aceste efecte. Luând în considerație faptul că Banca Națională ia decizii cu anticipare, deja vedeți ultimele două decizii, sau ați auzit de ultimele două decizii a Băncii Naționale de relaxare puțin a politicii monetare, inclusiv pentru a luând în considerație faptul că inflația ei este în continuare, dar ritmul de creștere diminuează. Deci, BNM folosește instrumentul său de bază, sau fiind în regim de țintire a inflației, folosește ratele de bază, sau rata de bază, pentru a aduce prețurile în coridor. Coridorul fiind de 5% plus minus 1,5 puncte procentuale. Însă folosește și instrumente auxiliare pentru a încerca să diminueze sau să calmeze ritmul de creștere a inflației, cum sunt rezerve obligatorii a băncilor licențiate, intervențiile valutare pe de parte și alte instrumente care le puteți găsi în informația de pe publică de pe site-ul Băncii Naționale sau în panelurile care se urmează. Mersi mult, domnul Savin, și pentru această clarificare. Astea au fost întrebările adresate de către voi și care ne-am străduit noi să le cuprindem pe toate. Și acum urmează următoarea etapă și vă îndemnăm să ne acordați întrebări chiar aici, față în față cu noi, ca să avem o interacțiune cât mai frumoasă. Deci dacă pe parcurs au venit careva întrebări din domeniul financiar bancar, de dezvoltarea carierei, vă rugăm să le adresați. Așa, vă rog să ridicați mâna cine ar dori să adreseze o întrebare. Eu mă apropii cu microfonul și în felul ăsta o să avem un dialog. Așa, mai mult curaj. Ok, înțeleg că întrebările au fost cumva clarificate pe parcurs și vreau să întreb colegii dacă din online avem careva întrebări de la participanții din Zoom. Așa, ne confirmă că din Zoom la fel nu avem întrebări și mai revin încă o dată cu întrebarea la voi, dacă sunt careva întrebări, până deja le permitem colegilor noștri ca să ne părăsească și să execute în continuare sarcinile frumoase ale Băncii Naționale.
Așa, nu aveam întrebări. Bine, eu vă mulțumesc paneliștilor noștri că au găsit timp și deschidere pentru răspunderea la aceste întrebări, care cu siguranță au fost utile și interesante pentru cei prezenți. Vă mulțumesc încă o dată și să ne revedem la un nou panel cu un alt subiect. Mersi mult! Așa, în continuare, deci conform agendei probabil ați observat că avem o pauză de cafea sau o pauză de masă, după care am să vă rog, conform agendei, să mergem fiecare pe la atelierele sale. Sunteți așteptați în sălile indicate în agende și acum am să fac o clarificare. Deci cine are în agenda sala mare, după pauza de masă, o să meargă la etajul 9 cu ascensorul din hol și o să găsească sala mare. Acolo sunt colegii noștri care o să vă ghideze. Cine are sala mică este aici, în zona asta, în partea dreaptă. Iată chiar aici, unde am arătat acum cu mâna. Cine are sala 28, o să meargă în partea stângă. Iată aici sus. Acum vă urez poftă mare și o zi cât mai frumoasă alături de experții Băncii Naționale.